Simona Halep se antrenează cu invincibila Świątek la Roland Garros. La pariuri, ele sunt principalele favorite să câștige titlul la Paris. Sunt ca nouă, iar Roland Garros e turneul meu favorit, spune Simona. Halep și Świątek au câte un trofeu la Roland Garros și se antrenează împreună pentru al doilea turneu de Grand Slam al anului. Căldura de la Paris îi dă bătăi de cap lui Halep, care anul trecut n-a jucat la Roland Garros fiind accidentată. Mai poate câștiga Roland Garros și mai poate reveni pe primul loc? Sigur că poate, dar nu trebuie să revină pe primul loc. Mai important să câștigi turneul de Grand Slam decât să fie pe primul loc. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.